sub nicio formă nu a fost în intenția mea de a declanșa un tsunami, cum spuneți dumneavoastră. Am răspuns întrebărilor colegului dumneavoastră, Răzvan Dumitrescu, și dacă vă aduceți aminte, v-am spus aceste lucruri și în emisiunea dumneavoastră, doar atunci, probabil, nu știu, analiștii, comentatorii, politicienii nu au luat în serios semnalele mele de alarmă sau poate nu era momentul potrivit să fie analizate subiectele pe care eu le aduceam și atunci în atenția opiniei publice. Sub nicio formă nu-i voi răspunde domnului Ponta cu aceeași monedă, ironizându-l, jignindu-l sau comparându-l cu vreun personaj politic. Cred în politica faptelor bune pentru oameni și mai puțin în duelul televizat sau de pe Facebook. Îi aduc însă totuși aminte că am fost unul dintre colaboratorii săi cei mai fideli apropiați și care a făcut campanie electorală din tot sufletul la prezidențiale. Este păcat că s-a ajuns ca domnul președinte Ponta să pună semnul egal între mine și un fost președinte. Este păcat că domnul Victor Ponta nu a avut răbdare să citească monitorizarea declarațiilor mele și poate s-a luat după zvonuri, pentru că eu nu am făcut altceva decât să spun că toate solicitările primăriei capitalei și a primărilor de sectoare, solicitări legitime, care se află în programul nostru de guvernare locală. Îmi pare rău că nu toți colegii noștri știu ceea ce noi ne-am asumat, cei 7 primari PSD, în fața bucureștenilor. Ne-am asumat câteva proiecte mari și câteva, să spunem, de anduranță medie. Am garantat că dacă vom avea guvernul nostru, și l-avem, da? PSD-ALDE, vom prelua la primăria capitalei, așa cum se întâmplă în cazul oricărei capitale europene, centura pentru a o finaliza, pentru a urmări lucrările și a ne asuma acest obiectiv strategic, fără de care aglomerația din capitală nu poate să fie rezolvată. Am asumat că vom face investiții la metrou și nu avem cum, dacă nu este metroul în proprietate sau administrare, știți foarte bine, Curtea de Conturi nu ar permite investiții într-un obiectiv care nu ne aparține. Este. Am solicitat și verbal și înscris ca unitățile militare dezafectate, care sunt acum pline de șobolani, de gunoaie, de oameni fără casă, de drogați, să fie date la Primăria Capitale, pentru că avem un program de investiții pentru a realiza cămine pentru studenți, cămine pentru seniori și parcări. Am solicitat salba de lacuri din capitală și din zona metropolitană, tot pentru a o investi și a crea circuit turistic. Am spus că Autoritatea Metropolitană de Transport, care coordonează și reglementează transportul local, trebuie să fie în coordonarea Primăriei Capitalei și nu la minister, pentru că nicăieri în lume nu se întâmplă dublă comandă pentru rezolvarea problemei aglomerației într-o capitală, într-un municipiu. Doamna primar general, senatorul Șerban Nicolae spune că lucrul acesta al trecerii metroului la primărie nu este în programul de guvernare. Nu vreau să am replici cu domnul Șerban Nicolae, am replici deocamdată cu domnul fost președinte Victor Ponta. Probabil Șerban este supărat pentru o anumită poziție pe care eu am avut-o vis-a-vis de atitudinea domniei sale în cadrul vechiului sau celui mai recent CEX. Și probabil a rămas supărat pe mine și acum, în loc să mă ajute în fața dumneavoastră, să fim o echipă în fața telespectatorilor, încearcă să doamna, mă încurce. Doamna primar general, așa mai devreme reproșați faptul că nu știe Ponta despre ce e vorba. De ce credeți că am spus ceva rău? Bănuiți că am spus ceva rău? Domnul Șerba, am auzit ce a spus și înainte de a intra în emisiune. Ați făcut aceeași afirmație. Înseamnă că nu cunoașteți programul de guvernare locală al candidaților, colegii dumneavoastră, care au câștigat alegerile. Îmi pare foarte rău, dar nu cunoașteți acest program. Așa noi am asumat în fața bucureștenilor. Aveți dreptate. Dumneavoastră sunteți bucureștean și m-aș aștepta să fiți alături de noi. Ce înseamnă acest noi? Oameni. Dar de unde știți că nu am aceeași părere? De unde știți că... Eu n-am spus asta. V-ați contrazis spunând că nu e în programul de guvernare. Și am spus mai departe. De guvernare și am spus, generală, și am spus mai departe. Locală.
doamna primar general, mă ascultați și pe mine. Am spus mai departe că nefiind în programul de guvernare, n-ar trebui să se discute doar cu ministrul transporturilor această chestiune. Asta era afirmația mea completă. Spre exemplu, sunt exact de aceeași părere și în ceea ce privește centura capitalei, și în ceea ce privește metrou, și în ceea ce privește salva de lacuri. De ce presupuneți în mod greșit că aș avea o opinie divergentă? Domnul și senator, să știți că, și să știți că eu nu port Nicolae, resentimente. Cu cine ați dori să vorbesc? Spuneți-mi dumneavoastră și voi vorbi cu acea sau acele persoane. Cu primul ministru. Îmi pare foarte rău. Colegul dumneavoastră, Robert Cazanciuc, așa cum știți, ne-a sprijinit pe noi, aleșii locali din București, să avem o întâlnire cu domnul prim-ministru și cu parlamentarii de București, printre care și dumneavoastră, între altele fie vorba, sunt președintele PSD București, interimar, ce-i drept. Această întâlnire a fost stabilită, am pregătit dosarul cu probleme, s-a amânat, nu știu din ce motiv și nici nu s-a mai reprogramat. Spuneți-mi cum aș putea să procedez. Pentru că din punct de vedere politic am prezentat domnului președinte Liviu Dragnea proiectele pentru capitală și domnia sa a fost total de acord că primăria capitalei trebuie să fie ajutată nu pentru Gabi Firea, ci pentru bucureșteni. Decizie așa, politică, și ce, repet, și unde este contradicția cu ce am spus eu, că nu înțeleg, nici acum nu înțeleg? Nu vă supărați, domnul Șerban Nicolae. Nu mă supăr. Nu știați, domnul Dragnea nu este prim-ministru, din păcate. Dar ce legătură are una cu alta? Nu știu de ce le amestecați. Unde este contradicția? Doamna primar general, unde este contradicția? Cu ce v-am contrazis eu până acum? Că am spus exact același lucru, că ar fi trebuit să discutați cu primul ministru. Nu era un reproș faptul că nu v-ați întâlnit cu primul ministru, că nu ne-am întâlnit cu primul ministru. Nu era un reproș. De ce aveți impresia, dacă dumneavoastră discutați într-o cheie de supărare personală, cum că eu aș avea resentimente în ceea ce vă privește, vă asigur că vă înșelați. Eu fac de politică de mult mai multă vreme decât dumneavoastră și credeți-mă că dacă era să fac politică doar pe resentimente sau pe atitudini personale, nu făceam politică 27 de ani. Credeți-mă că în ceea ce mă privește prezumați greșit. Și n-are rost să vă îndoiți de buna mea credință, mai ales că sunt bucureștean de când m-am născut. Și sunt foarte interesat de bunul mers al capitalei, nu pentru Gabriela Firea, nu pentru Șerban Nicolae, ci pentru copiii noștri. Și în ceea ce mă privește, să știți că totdeauna ați avut un sprijin. Dacă vi s-a părut că nu l-ați avut, puteați să-mi spuneți direct. Dar în niciun caz nu presupuneți că v-aș păstra resentimente de la nu știu ce atitudine pe care ați avut-o nu știu când. Poate mai dați și mie dreptul. Vă rog, doamna Firea, vă ascultăm pentru că am și o întrebare din mesajul foarte lung și explicit pe care l-ați postat la adresa lui. Am asistat cu multă răbdare la pledoaria domnului avocat senator Șerban Nicolae. Spuneți dumneavoastră, și eu la cea de jurnalist senator dumneavoastră. De București. Dați-mi voie să citesc mesajul doamnei Firea. Spuneți în replica lungă pe care ați dat-o, doamna primar general, chiar dacă l-am supărat pe domnul Victor Ponta, prefer să spun acum adevărul și să schimbăm modul de lucru, precum și relația dintre guvern și autoritățile locale din București și din țară. A tăcea acum doar pentru a nu supăra pe cineva, înseamnă a-i trăda pe românii din București și, prin extensie, pe românii din toată țara. Ce scuză vom avea când, după 4 ani de mandat, spuneți dumneavoastră, vom lăsa în urmă doar realizări minore? Pe cine vom da vina? Pe greaua moștenire? Pe neînțelegerile cu guvernul? Pe legislație? Realizări minore ale acestui cabinet, doamna Firea, în momentul de față, după doar, să spunem, 5-6 luni de guvernare, am putea sublinia și noi jurnaliștii, dar o critică atât de serioasă venită din partea unui lider al Partidului Social Democrat e surprinzătoare pentru noi ca jurnaliști. Vă rog să luați caseta de aseară cu înregistrarea emisiunii și interviului pe care eu l-am acordat colegului dumneavoastră, Răzvan Dumitrescu. Nu veți găsi nici direct, nici implicit sau sugerând vreo frază prin care eu să solicit demisia sau demiterea premierului, demisia sau demiterea unor miniștri. Eu am spus și am răspuns întrebărilor referitoare la proiectele mari ale capitalei, de ce stagnează, care este stadiul unora dintre ele, care este relația cu ministerele. Și spun și dumneavoastră ceea ce am scris în scrisoarea pentru Victor Ponta. Prefer să vorbesc acum. Prefer să nu spun că este totul lapte și miere, pentru că nu este, domnule Radu Tudor, totul lapte și miere. Pentru că unii oameni din guvern au ajuns acolo prin munca noastră, a mea, a lui Șerban Nicolae, a colegilor din țară,
și în special a domnului președinte Liviu Dragnea, și-au uitat care este menirea. Menirea este să realizeze proiecte bune pentru oameni, inclusiv pentru oamenii din București. Dacă domnul Victor Ponta s-a supărat pe mine pentru că am spus care este relația adevărată dintre Primăria Capitalei, primările de sector și unele dintre ministere, îmi pare foarte rău. Și dacă domnia sa judecă strict prin prismă politică, și anume, se poziționează, înțeleg din postarea sa pe Facebook, alături de premierul Grindeanu, despre care eu nu am făcut nicio referire, dorind indirect să lovească în domnul președinte Liviu Dragnea, încercând o persiflare la adresa problemelor capitale pe care eu le-am ridicat. Încă o dată, dând un vot de blam din punctul meu de vedere, bucureștenilor. Doamna Firea, sunteți liderul organizației, sunteți liderul organizației PSD București, din câte știu eu. Sunt președinte interimar al PSD București și președinte plin ales la conferință al PSD Ilfov. Răspund de zona metropolitană și capitală. A fost o afirmație, aș spune, usturătoare atunci când ați afirmat că v-ați înțeles mai bine cu guvernul tehnocrat decât cu guvernul acesta al Partidului Social Democrat condus de Sorin Grindeanu. Ce anume v-a determinat să faceți această afirmație usturătoare? Nu aveți un dialog personal cu premierul? Sunt miniștrii care v-au dezamăgit? Care este esența acestei afirmații? Mi-am imaginat și constat că, eronat, mi-am imaginat că dacă vom avea guvernarea proprie, PSD-ALDE, vom avea un sprijin de la guvern. În special, spre exemplu, pentru problema spinoasă și anume cea a unui plan comun de redresare Radetelcel. Vreau să vă spun că a trecut o jumătate de an. Ne întâlnim în grupuri de lucru. Toate declarațiile sunt optimiste. Dar în realitate nu se întâmplă nimic. Radetul este aproape de finalizare cu planul de reorganizare din cadrul insolvenței. Elcenul, care aparține de guvern, are planul de reorganizare foarte întârziat. Este acum vară, e cald afară, dar în curând vom spune din nou că este o problemă în ceea ce privește aprovizionarea cu apă caldă și căldură, garantarea fluxului continuu de apă caldă și căldură pentru cetățeni, pentru că vine iarna. Elcenul este la Ministerul Energiei, doamna Firea? Poftim? Este la Ministerul Energiei Elcenul? Este la guvern, sigur, la Ministerul Energiei. Da, da, da. Am tras semnale de alarmă, am scris scrisoare premierului, am scris scrisoare ministrului, ne-am întâlnit. Nu se întâmplă nimic, am mai înțeles. Mult decât atât că nu deci se întâmplă deci e o chestiune nimic. Concretă cea la care vă referiți. Chestiuni concrete, asta vreau să spun. Eu ceea ce am solicitat de la Guvernul României nu au fost aspecte derizorii sau lucruri neimportante care, așa cum a spus colegul meu și consider în continuare prietenul meu și vecinul meu, Șerban Nicolae, aspecte care nu sunt prinse în programul de guvernare și deci nu trebuie să vorbesc doar cu ministrul de linie. Am vorbit, am transmis și primului ministru. Nu am reușit să ne întâlnim, nu mă întrebați de ce. Aștept în continuare să reușim totuși să ne întâlnim. Poate mai rezolvăm câteva dintre proiectele capitalei. Subliniez, o capitală bine administrată înseamnă o țară bine dezvoltată și știți ce se întâmplă în timp ce guvernul nu înaintează cu raportul de reorganizare al Elcen? Primim amenințări că dacă nu facem bine să dăm Radetul pe mâna unui investitor privat străin, o să vedem noi ce o să pățim. Spun și în fața telespectatorilor dumneavoastră, Radetul nu este de vânzare. Primăria Capitalei și-a luat toate măsurile economice și administrative pentru a asigura vara apă caldă, iarna apă caldă și căldură pentru bucureșteni, dar cu niște sacrificii și sub niște presiuni enorme, enorme. Doamna Firea, vă întreb o chestiune politică, o ultimă întrebare în dialogul nostru și vă mulțumesc că ați intrat în legătură directă cu noi să ne precizați fragmente din mesajul pe care l-ați postat. Dacă în comitetul executiv al partidului se va discuta despre remaniere și despre schimbarea primului ministru, veți vota favorabil? Singura persoană îndreptățită să facă evaluarea activității guvernamentale a premierului, a miniștrilor, și comparația programului de guvernare cu ceea ce s-a realizat până în acest moment la Guvernul României este președintele partidului, domnul Liviu Dragnea. În momentul în care, într-un comitet executiv, domnia sa ne va prezenta rezultatele monitorizării și analizei pe care a realizat-o, vom lua cu siguranță împreună o decizie, exprimându-ne și verbal, pentru că nu ne-am pierdut încă acest drept,
și nu ne sperie colegii care se supără pe noi când îndrăznim să facem o afirmație în mod public și, bineînțeles, prin vot. Mulțumesc pentru precizările dumneavoastră, Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, președintele organizației PSD Ilfov și președinte interimar la București.